Gheorghe Flutur a obținut postul de prim vicepreședinte al PDL în cadrul Convenției Naționale a Partidului din 14-15 mai 2011. Voturile le împart cu delegația de la Suceava, pentru că e meritul vostru, e meritul echipei de la Suceava care m-au ajutat să ajung aici. Mulțumesc tuturor celor care m-au votat și întregului Partid Democrat Liberal. Sunt bucuros pentru că e o validare de 11 ani de muncă politică și până la urmă, chiar dacă uneori erau întrebări care e drumul corect pe care trebuie să merg, și nu merg singur, ci merg cu echipa, astăzi s-a dovedit că ăsta este drumul corect. Și dacă e drum corect, este pentru Partidul Democrat Liberal și implicit pentru județul Suceava și pentru organizația PDL. Vreau să le mulțumesc tuturor și să vă asigur de întreaga mea afecțiune și respect pentru tot ce ați făcut. Iar de luni, să știți că în linie dreaptă se pare că nu vom avea concediu, ci vom intra cu motoarele turate la maxim să câștigăm alegerile locale. Gheorghe Flutur a obținut cel mai mare număr de voturi dintre candidații care au aspirat la cele patru funcții de prim-vicepreședinte. Gheorghe Flutur a obținut 1182 de voturi, Sorin Frunză Verde 1142, Roberta Anastase 1018 și Teodor Baconschi 899 de voturi.